Salut, prieteni! Aceasta este partea a doua a seriei de filme în care vreau să vă vorbesc despre lucrurile care îmi displac la Apple. Înainte însă să încep, aș vrea să-l salut pe DJ Sonu, care s-a abonat pe canalul meu ieri. Salut, DJ Sonu! Salut, prieteni! Sunt Marius. Înregistrez pentru a doua oară filmul cu lucrurile care nu-mi plac la Apple, pentru că primul film a ieșit foarte, foarte agresiv și nu este stilul meu. În principiu, eu folosesc de la Apple mai multe produse, printre care un iPhone 10, un iPad Pro 12 inch, un MacBook Pro de 15 inch din 2015 și un Apple Watch. Folosesc produse Apple de circa 10 ani, în 2009. Primul meu produs de la Apple a fost un iPhone 3GS pe care l-am luat în toamna lui 2009 sau chiar înainte de Crăciunul 2009. Da, deci am, să zic, suficienți ani de utilizare a terminalelor făcute de Apple în așa fel încât să mă pot pronunța atât în ceea ce privește partea de hard pe care am tratat-o, de echipament pe care am tratat-o în filmul anterior, cât și de partea de software pe care vreau să o tratez acum. În primul rând, apropo de iPhone, iPhone-ul este pentru mine cel mai utilizat dintre produsele Apple pe care le am. Chiar mai utilizat decât ceasul, pentru că pe ceas nu-l port în fiecare zi și cei care ați văzut episodul anterior știți că ceasul meu s-a stricat. Și în legătură cu acest produs, am o nemulțumire legată de o aplicație pe care probabil Apple o consideră prea banală și prea puțin importantă pentru a-i mai da atenție. Și nu mai vorba de aplicația calculator. Aplicația calculator are momente în care funcționează necorespunzător, în sensul că, nu știu, scriu 7, 8, 9 și vedeți, eu acum apăsat pe 6, e la hotără să nu-l bată, da? Deci apăs ceva și nu introduce cifra respectivă sau apăs virgula și nu introduce. Ca și când, să zicem, panoul de, nu știu, cu tastele nu ar fi calibrat suficient de bine. Calculatorul e o aplicație la care cred că Apple nu a mai făcut nimic de an bun de zile. N-aș ști să vă spun ca design dacă s-au modificat tastele sau culorile și așa mai departe, pentru că nu i-am dat niciodată atenție. Am folosit pur și simplu produsul sau aplicația ca pe orice calculator. Însă, după mai mult de 10 ani, nu știu, Apple există din 2007, deci după 12 ani, aplicația asta încă mi se pare, nu știu, rămasă în urmă. În comparație, aplicația de la oferită de Google prin sistemul de operare Android este, din punctul meu de vedere, mult mai utilă. Da? În măsura în care scriu ceva, dincolo de faptul că virgulă, tastatura funcționează impecabil, telefonul sau aplicația calculator sub Android îmi afișează inclusiv ceea ce am introdus, ceea ce am bătut. În felul ăsta fiind foarte, foarte ușor să reperez o eroare. În timp ce la iPhone mă apuc să scriu ceva și dacă el nu a bătut bine, vedeți ce am calculat eu acum, 7, 8, 9 plus 4, 5, 6, numai că pe 9 nu l-a bătut. Da? Deci dacă scad 4, 5, 6, fac pariu că obținem 7 și 8. Vedeți? Da? Deci dacă ar avea aceeași opțiune ca și aplicația de la Android, cred că ar fi mult mai ok. În plus de asta, aplicația Android îmi oferă niște lucruri pe care această aplicație de sub iOS nu are. Și anume îmi oferă posibilitatea să fac conversii. Da? Conversii, să convertez cu unități de măsură, vedeți, deci din acri în metru pătrat, acre e o unitate de măsură imperială utilizată special în America. Da? Conversii de lungime, de exemplu din inci în centimetri, de temperatură din Fahrenheit în Celsius și așa mai departe. Lucru pe care aplicația de la Apple, calculator de la Apple, nu mi-o oferă. Ce mai oferă în plus această aplicație? Da? Vedeți, avem și istoricul. Da? La aproape la tot ce am introdus. Și evident, un calculator științific. Lucru pe care îl oferă și aplicația de la Apple. Practic, întorcând telefonul în modul landscape, se deschide în mod automat aplicația
sau calculator, versiunea de calculator în formă științifică. Ok, acum apropo de calculator și apropo de iPad, pentru că totul avem în față, după, deci primul iPad a fost introdus în 2010, deci la 9 ani de când s-a introdus iPad-ul și acum nu știu, recunosc că încă nu am instalat iPadOS ca să știu dacă acest neajuns s-a corectat, însă pe iPad nu există o aplicație care să se numească calculator, o aplicație făcută de Apple. Evident că poți să caut o aplicație calculator pe App Store, da? Nu e asta problemă, însă nu vine livrat cu sistemul de operare, lucru care mi se pare nefiresc. Acest iPad are avantajul, în comparație cu iPhone-ul, că are un dita mai ecran. Da? Vedeți că eu am descărcat la un moment dat o aplicație, însă nu ține de Apple, ține de xknit.com. La drag, în fine, nu știu, mă așteptam din partea Apple să aibă o asemenea aplicație. Mai ales că pe acest ecran, pe care display pe care îl are iPad-ul Pro, sau iPad-ul în general, aplicația calculator poate fi făcută să facă inclusiv grafice. Da? Deci poate oferi inclusiv această facilitate de grafice, poate rezolva, putea rezolva sisteme de ecuații, ar putea rezolva integrale, ar putea face lucruri pe care ăsta nu este în stare să le facă. Însă Apple a decis probabil să nu se implice. Un alt lucru care îmi displace la iPad este faptul că nu are o aplicație dedicată de vreme. Da? Vedeți, în momentul în care mă duc în partea dreaptă, în zona de widget-uri, am, ca și pe iPhone, un widget cu vreme. Însă la iPad, în momentul în care dau click să văd detalii legate de vreme, nu are o aplicație specifică, ci îmi deschide un site internet unde se vizualizează aceste lucruri. Prin comparație, iPhone-ul, în momentul în care am dat click pe widget-ul de vreme, mă duce direct în aplicația vreme de pe iPhone. Ok, un alt lucru care îmi displace și poate îmi displace mai mult decât lucrurile de care am vorbit până acum, sunt legate de iTunes. iTunes pe care îl folosim în general pentru a ne face backup pentru terminalele iOS pe care le folosim. Pe vremuri iTunes, în momentul în care conectam terminalul iOS, telefonul, iPad-ul și așa mai departe, iPod Air, făceam un lucru și anume sincronizarea includea descărcarea aplicațiilor care erau pe terminalul iOS conectat pentru a fi sincronizat pe computer. Și în felul ăsta, practic, aveați aplicațiile inclusiv pe computer. Da? De acum una sau două versiuni, acest lucru nu se mai întâmplă. În iTunes nici măcar nu mai găsesc aici zona de aplicații. Un alt lucru, în momentul în care vrea să facă update la sistemul de operare și o să încep să simulez lucrul ăsta, să vedem dacă e de acord să și funcționeze. iTunes nu mai descarcă sistemul de operare pe computer. Am senzația că folosește un director temporar sau chiar un fișier temporar, pentru că în momentul în care ați instalat sistemul de operare, acel fișier cu sistemul de operare, acel fișier IPSV, nu mai este de găsit. Deci, practic, dacă ați vrea să introduceți să vă resetați telefonul și să utilizați sistemul de operare descărcat sau anterior instalat, nu se mai poate acest lucru. A, și iarăși că tot vorbim de lucruri care îmi displac, acest cablu de 2 metri este un cablu original, cumpărat de la Apple Store, care a costat 35 de euro. Și se pare că, nu este recunoscut de iTunes ca fiind original. Da? Asta ca un mic bonus, că văd că Apple îmi dă lucruri fără să vreau. În fine, una peste alta, în momentul în care Apple încearcă să descarce sistemul de operare
sau actualizarea de sistem de operare disponibilă pentru terminalul vostru iOS, el nu mai salvează acest sistem de operare care este sub forma unui fișier IPSV. Înainte toate lucrurile astea se găseau sub users, în cazul meu Marius, și avem aici la Music un director, un folder care se numește iTunes. Sub iTunes avem iTunes Media și aici era un director care se numea Downloads. În acest moment, sub versiunea de iTunes, de iTunes 12.8, la care mă aflu acum, acest director nu mai există. Și nici aplicațiile mobile care erau salvate de pe telefon sau de pe terminalul iOS nu mai sunt salvate aici. Deci dacă voi vedeți ultima dată când au salvat sau s-au salvat aplicațiile de pe un terminal iOS sincronizat, a fost în 2 februarie 2017. Ok, ce dezavantaj are acest lucru? Apple, de două sisteme de operare încoace, cred că începând cu OS 11, a introdus o chestie care se numește, care permite dezinstalarea aplicațiilor neutilizate. Da? În meniu, în setări, sub meniu iTunes și App Store, aveți o opțiune care se numește Offload Unused Apps. La mine era activată până săptămâna trecută și, ca urmare, Apple a dezinstalat, sau telefonul meu a dezinstalat, aplicațiile pe care nu le-am folosit de mult timp. Printre care a fost și iMovie. Am încercat la un moment dat să editez un film, pentru că, am filmat cu iPhone-ul, hai să-l editez direct pe el. Și am încercat să reinstalez iMovie. Problema este că Apple nu e de acord să mă lase și îmi zice așa, că iMovie necesită iOS 13.0 sau mai nou. În momentul de față cred că s-a ajuns la 13.1. Una peste alta este că Apple nu păstrează aplicațiile lor, astea sunt aplicațiile lor mai vechi, ca să-mi permită să folosesc sistemul de operare iOS la care mă aflu. Da? Deci vreau, nu vreau, Apple mă obligă să fac update de sistem de operare. Acum, update-urile de sistem de operare nu sunt un lucru rău. Nu înțelegeți greșit, însă din experiența mea, după circa 4-5 sisteme de update-uri de sistem de operare, telefonul vostru se mișcă efectiv foarte încet. Și e de preferat mai bine să rămâi cu două sisteme de operare anterioare sau mai în urmă, decât să ai un telefon care se mișcă ca ochii mortului, ca să nu folosesc altă expresie. Da? Și în completare, apropo de update-uri, Apple de câte ori lansează un sistem de operare nou, în circa 2 săptămâni de la lansarea lui, nu mai semnează fișierele IPSV anterioare. Și practic nu mai aveți posibilitatea să vă reîntoarceți la sistemul de operare anterior. Eu în momentul de față mă aflu, să zic, în dilemă cu acest iPad Pro. La iPad, pentru iPad s-a lansat noul sistem de operare iPadOS, pe care, nu știu, n-aș vrea să-l instalez pe iPad, chiar dacă acest iPad este o versiune de anul trecut, da? Și practic șansa ca el să funcționeze mai bine sub iPadOS e destul de mare. Dar nu mă interesează atât de mult, da? Și sunt cumva prizonier între ghilimele în sistemul de operare 12.3 la care am rămas, pentru că nu mi-am descărcat sistemul de operare sub formă de fișier IPSV pentru a-l avea și a putea face, să zicem, a putea reveni la, să zicem, iOS 13. Un alt lucru care m-a deranjat la Apple este o chestie care s-a întâmplat în trecut. A fost, așa zis, un scandal Battergate. La un moment dat, cred că în timp ce era încă sistemul de operare iOS 11, Apple a decis să introducă un update care limita performanța telefonului pentru a masca niște probleme cu un lot de baterii montate pe un anume model, dacă nu mă înșel, e vorba de iPhone 6, care baterii nu mai performau cum trebuie și s-ar fi descărcat telefonul foarte, foarte rapid. Și ei și-au permis să introducă un mod de lucru
low power pentru procesor. Și toată lumea a observat, bă, frate, mi-am făcut update-ul la sistemul de operare și telefonul meu se mișcă ca o cizmă. La un moment dat, cineva care a fost mai avansat și a înțeles ce s-a întâmplat, a căutat și a găsit scripturile respective, liniile de cod respective în sistemul de operare și evident că toată lumea a luat foc. La momentul respectiv, cred că Apple s-a ales chiar cu un proces în Statele Unite, un proces de masă, da? Un proces colectiv în care practic mai multe sute de mii de oameni sau zeci de mii de oameni au dat semnătură și au depus un proces sau s-au îndreptat împotriva lui Apple în instanță. Acum sistemul de justiție din America nu este într-totul cunoscut. E posibil să vă ofer informații oarecum incomplete în acest moment. Una peste alta este că Apple a avut o problemă foarte mare de imagine. La momentul respectiv chiar acțiunile lor au scăzut, da? Și s-au grăbit să introducă un update care să permită utilizatorului să dezactiveze acest mod, acest low mod. Da, deci Apple este departe de a fi perfect. La momentul respectiv mie mi s-a părut asta o intervenție în sfera privată a fiecărui om, care era în contradicție totală cu ceea ce vrea Apple să credem despre ei, pentru că tot timpul i-au zis, domnule, pentru noi, your privacy is the most important. Da? Deci au dat cu bâta în baltă rău de tot. Un alt lucru care îmi displace apropo de Apple, deși nu are legătură cu partea de software și are legătură cu partea de hardware, este faptul că pe noile terminale, pe noile calculatoare, Apple a introdus de circa 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, din 2016, la momentul când eu am cumpărat acest laptop, exista deja versiunea următoare. Eu l-am cumpărat undeva în ianuarie 2016 și exista deja versiunea cu touch bar și cu 4 porturi USB tip C. La momentul respectiv eu am cumpărat acest calculator tocmai pentru că conectica, perifericele pe care le aveam, toate erau pe USB tip A. Da? Deci nu erau adaptate. Trebuie urma să cumpăr adaptoare, adaptoraje, tot felul de lucruri pe care aș fi dat o groază de bani. Ce credeți voi? După 3 ani de zile, Apple vinde în continuare telefoane iPhone care sunt livrate cu asemenea mufe, și anume cu USB de tip A. Singurul produs pe care Apple îl vinde, din câte știu eu, cum sper să nu mă înșel, care are USB, mufă USB tip C, este acest iPad sau sunt noile iPad-uri Pro. Problema este că în măsura în care ai un asemenea iPad și un calculator vechi, nu găsești la Apple să cumperi un cablu USB tip A, USB tip C. Deci, practic, pentru a face sincronizarea acestui iPad pe laptop, a trebuit să fac rost de undeva de un cablu no-name, care n-a funcționat din prima, astfel că a trebuit să fac rost de două cabluri, pentru că primul pe care l-am luat nu funcționa, pentru a putea face backup-ul unui produs vândut de ei. Nu vreau să credeți că sunt un Apple hater. În episodul anterior vă spuneam de faptul că, virgulă, ceasul meu Apple s-a stricat. Chiar el a fost una dintre părțile care m-a nemulțumit la Apple și pe care am publicat-o pur și simplu pe canalul meu YouTube. Între timp, m-am dus cu ceasul meu la Apple Store. Lucrul ăsta s-a întâmplat pe 16 noiembrie. Astăzi suntem în 21. După ce pe 16 mi-am lăsat ceasul la reparat, astăzi am primit un mail prin care am fost înștiințat că, virgulă, ceasul meu a fost reparat, după care în următorul mail mi s-a comunicat că, virgulă, ceasul meu va fi înlocuit. Și astăzi am fost și l-am și luat noul ceas. Și pentru a fi corect până la capăt, pentru că Apple e o companie serioasă și eu nu am interesul nici să, cum să zic, să mă dau bine pe lângă ei, nici să mă cer cu ei. Da? Nici să-i nedreptățesc. Ok? Astăzi am primit acest produs, care practic este un ceas nou, din câte au spus ei, care nu face altceva decât să înlocuiască ceasul pe care l-am lăsat la ei la reparat. Da? Nu m-am uitat foarte atent, dar chiar pare să fie nou. Și ăsta e și motivul pentru care îl desfac acum, pentru ca și voi să vedeți care este starea lui. Da? Apple nu este compania perfectă, dar nici nu este o companie care să nu
ține de cuvânt. Din punctul meu de vedere, nu știu, eu am avut noroc în sensul că nu am avut probleme cu produsele Apple, ceasul fiind de fapt singurul produs la care am avut nevoie de reparație după ce de-a lungul atâtor ani, la 10 ani am cumpărat foarte, foarte multe produse de la ei. Ok, prieteni, o să mă opresc aici, a ieșit un film foarte lung, însă mi se pare corect să spun lucrurile pe nume. Vă mulțumesc celor care ați rezistat până în acest moment. Dacă v-a plăcut filmul, vă invit să dați un like, chiar dacă în acest moment camera mea se chinuie să facă clarul. Dacă nu v-a plăcut, butonul dislike funcționează la fel de bine. În măsura în care vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!